Bună ziua și bine ați venit în atelierul lui Daniel. Tocmai ce îmi dădeam seama zilele trecute că, băi, dar n-am făcut de mult un, 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 film de ascuțire. Și zic, bă, dar nu prea am ce să ascut. Ei, și astăzi să vedeți ce am pățit. De dimineață mă pun să mănânc și eu, ca tot românul, o roșie. Băi, frățioare, și n-a tăiat roșie. Și am zis, mă, nu se poate, mă. Nu se poate, mă. Trebuie ascuțit. Bun. Și astăzi o să facem un film cu ascuțire, deci v-ați dat seama, facem ascuțire. O să fie probabil, na, astea filmele cu ascuțire nu sunt așa de antren, de distracție, de chestii astea, sunt de ascuțire. Bun. Ce o să folosim? Să ascuțim, o să ascuțim cuțitul ăsta. Nu l-ați mai văzut până acum, e un cuțit cumpărat de la Lidl. Uh, da, nu, iar o să mă cer de unii alții. De prieteni de altfel și bine intenționați că n-am cuțite de treabă, mă, dar nu le folosesc la, adică doar tai niște roșii, tai nu știu, nu fac mare brânză cu ele, așa că nu investez multe. În, cu, în cuțit. Da, să trecem mai departe. Cuțitul lui nu, nu e foarte important. O să vă prezint astăzi o piatră pe care n-am mai folosit-o niciun film de al meu. Este vorba de un Naniva Home, Homestone, Home exact, Naniva Homestone, 1000 cu 3000. E o piatră combinată. Alături de King, Kingul de 1000 cu 6000, e, să zicem, sunt, sunt, pietrele considerate entry level la nivel mondial. Ne vorbim de cele chinezești, vorbim doar de cele japoneze. Deci asta undeva în România, cred că e undeva, dar în varianta mai mare un pic, pentru că varianta asta de Homestone Naniva nu mai produce, produce varianta de Naniva Multistone se numește, care e cu un centimetru mai lungă și un centimetru mai lată, dacă nu mă înșel. Asta e varianta de Homestone, adică la vreo 17 cm jumate lungime și 5, ,5 cm jumate lățime. Cealaltă are 6 jumate pe, cred că, 190, dacă nu mă înșel, dar pare identică și la fel. Singura mare diferență între ele e că, la asta la Homestone, pe cutie scria că e fabricată în Japonia. Pe cutie, pe ambalajul ei. Cea care, cea care se vinde acum în locuitorul ei scrie că e fabricată în, în Taiwan, în Vietnam. Așa, uitați Bun. Dar nu n-am prins încă încă un un multiston, dar nu cred că e diferență între ele. Probabil că n-am și în aniva se orientează la, la în locuri unde, unde manopera e mai ieftină. Că toți vrem mai ieftin și mai bun. Mai ieftin, mai bun nu prea există. Este doar mai ieftin și cam atât. Dar, ă, acum, asta e tendința mondială. Nu avem ce să-i facem. Bun, să mai vorbim un pic de piatră. Piatra este, cum v-am zis, un entry level. Mai am și o altă piatră de la Naniva. Tot așa combinată. 800 cu 5000. Asta este dată la 1000 cu 3000. Nu este inscripționată, nu are niciun fel de inscripție pe ea. Este doar roșu și galbiu, ăsta, crem, ce știu, maro. Maro, un maro mai deschis. Partea mai dură este asta roșie, partea mai fină ar fi asta, asta mai maronie. Acum, tactil, nu se simte diferență între ele. La fel și asta. Hai că la asta parcă 800 se simte un pic de diferență față de 5000. Dar dacă ar fi să luăm o piatră. Ă, asta e o piatră germană, Misa, Misarca, bai, zice, 500 cu 1200 standard FEPA, ceea ce corespunde la un 1000 cu 4000. Asta, asta îți dai seama. Deci la asta e clar că asta e partea mai dură, asta e partea mai fină. Um, ce, ce am mai văzut eu, să zicem, la asta, bănuiesc că nu va fi, bine, asta e varianta semi-profesională, asta e varianta amator, de aia și zice Homestone, asta e varianta semi-profesională și mai sunt de la Naniva varianta Ciosera, care în ultima vreme am înțeles că se înlocuiește cu Auto, îi zice, Auto. Uh... Dar ce vreau să zic cu chestia asta? Nu știu ce vreau să zic. În fine, dimensiune diferită. Cred că și materialele sunt diferite. A, asta vreau să vă zic. Asta se scufundă în apă, deci trebuie ținută în apă. Asta de la, de la uh, Superstone, varianta de Superstone sau Sharpening Stone sau depinde cum le găsiți, uh, asta nu trebuie ținută în apă. Asta nu absorbe apă. Și stați să vă și arăt unde e asta de apă mea. Vezi? S-a adus apa de pe ea. Se ține, se ține în apă. Deci asta e singura. Sing adică, na, unul dintre, dintre, una dintre chestii care nu te-ai fi așteptat de la o piatră japoneză, pentru că, în general, în general, sunt multe pietre japoneze, să zicem așa, care nu trebuie ținute în apă. Eu mai am două pietre japoneze care trebuie ținute în apă. Una, o piatră japoneză granulație 3000, nu vă arăt acum, și încă una granulație 8000, Chitayama, uh, așa, pe care am folosit o Chitayama asta, să știți că mă așteptam la mai multe de la ea, dar asta o să vorbim în alte filme despre Chitayama. Să vorbim despre Chitayama când o să vorbim despre brice. Am ah, apucat de a scuți briciuri. Și să știți că chiar mi iese, m am și barberit, nu prea îmi iese asta cu barberirea, cam, <laughs> e cam ciudată deocamdată, dar dar e, 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 interesant. Deocamdată e interesant. Bun. Înainte să ne apucăm, o să bat pietra la, la apă. Stați să vă arăt că face bule. Veți? Face bule. Ce bule? Face bule, 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 bule. Uh, undeva la vreo 10-15 minute. Eu ce, sunt, ce fac eu? După ce nu mai fac bule, după ce nu mai ies bule, cât cum mai las încă 5 minute în general pietrele astea care 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 trag apă, le mai las vreo 5 minute ca să se satureze bine. Și asta de care vă ziceam, și asta e tot așa uh, soaking stone adică piatra de, care absoarbe apă. Asta nu. Nu absoarbe apă. Adică absoarbe dar foarte, foarte, foarte puțin în comparație cu cu astea și atunci nu trebuie ținută în apă. Bun, mă întorc după ce după ce. Bun, m-am întors. Parcă nu mai face bule. Sau oricum face bule. Da, acolo mi Dar cred că stăm o săptămână așa după ea. Bun, hai să ne apucăm de ascuțit. Ce vreau să mai fac în plus față de ce am mai făcut dățile trecute e să schimb un pic unghiul de ascuțire a cuțitelor. Pentru că citeam pe un forum, de fapt pe un grup de Facebook de din ăștia ascuțitori de cuțite, că dacă ascuți la un unghi mai, mai mic, Că chiar dacă nu-ți vine să crezi, că ieșiu ține mult mai bine. Și atunci o să încerc cu o scuțire undeva la vreo 20 de grade. Am aici un, să zicem, un ghidaj pe care eu mi-l-am făcut pentru 25 de grade. Să vă arăt o metodă foarte, foarte, foarte simplă cum să vă, să vă faceți și voi un ghidaj improvizat. O bucată de hârtie. O să vedeți într-o secundă de ce am tăiat așa. Trebuie să fie pătrată. Îndoi în colțul. Așa. Aici avem 45 de grade. Mai îndoi încă o dată. Aici avem 25 de grade. Vedeți? Și cu asta, dacă nu aveți un ghidaj sau ceva făcut, puteți să vă dați seama în momentul în care puneți cuțitul pe piatra puneți ghidajul asta așa, și vă dați seama cam unde este 25 de grade. Și după aceea puteți să variați mai puțin sau mai mult. Cum vă place vouă. Deci cam Asta e, o, să zicem, un ghidaj improvizat. Asta e ce mi-am făcut eu dintr-o bucată de lemn. Am la ghidaj, asta, chestia asta, am pus-o pe un lemn, cu marcare am tăiat, am tras o dungă și mi-am tăiat un ghidaj. Bun. Haideți să ne apucăm de ascuțit. Bun. Mă tot uit în stânga și în dreapta că nu știu unde mi-am pus cărpa de șters. Cred că trebuie să luăm alta. Bun, o să începem cu, cu, partea, să zicem, mai dură, partea de, de 1000. Să începem ascuțirea. Și da, primul lucru o să, să zicem, să omorâm tăișul. Nu neapărat să omorâm, ci ce se întâmplă. Pe tăiș, inerent, vom avea micro, micro ciobituri. Și ca să fim siguri că am scăpat de microciobitorile alea, tragem de câteva ori pe marginea pietrei. Și acum suntem siguri că am îndreptat tăișul, e perfect drept. Bun. Pentru că ce se întâmplă, de ce facem lucrul ăsta, eu l-am văzut într-un film la cineva mai sus despre el, despre Stefan Wolf. El zicea că uh, face un distress de edge adică o detensionare a tăișului, ceea ce până la urmă nu cred că ne neapărat să referea la chestia asta, ci el uh, face chestia asta ca să, ca să scape de microciobiturile care, care apar pe tăișul cuțitului. Bun. Deci am zis că vreau să fac un un unghi mai, mai, mic de 25 de grade, deci undeva la 20 de grade. Mișcări dute vino față spate. Bineînțeles, uh, uh, vedeți markerul de pe ialvastru. de data asta, pentru că eu am un, de obicei un marker, un marker, roșu, dar acum nu știu unde l-am trântit, pa l-am văzut, e dincolo pe cealaltă masă. Și de data asta am folosit am folosit uh, markerul albastru. Nu, nu vă spun despre tehnica de ascuțire, pentru că sunt milioane și milioane de filme de, de ascuțit pe, pe YouTube, ci doar vreau să vă arăt ceea ce fac eu bine, rău, nu știu. Dacă fac bine, puteți să vă luați după mine, dacă fac rău, puteți să nu vă luați după mine. Deci, oricum ați luat să zicem că filmele mele ar fi bune pentru cineva. Sau pentru cei care vă uitați, mă gândesc că vă interesează cum să cum să ascuțiți. Bun, uh, am spus că nu, dau, nu există nu există diferență tactilă între o față și alta. Uh, un pic, un pic e la fel și asta, adică la ascuțire între 800 și 5000, nu prea îți dai seama, nu există un feedback uh, auditiv ca la, ca la celelalte pietre de, de ascuțire de tip uh, de tip soaking, adică de, care se, se înmoaie în, în apă. Dar. Uh, sincer se mișcă bine. Eu am mai avut o piatră asta, dar nu prea mi-a plăcut. Bine, eram și foarte, foarte, foarte la început cu ascuțirea de, de cuțite. Mie nu mi-a plăcut, dar acum începe să-mi placă. Se mișcă chiar foarte bine. Ce să zic, am făcut vreo 30 de treceri și... Da, deja am bavură pe, pe partea cealaltă. Tăișul e un pic, un pic mai lung decât înainte. După cum v-am spus, mă duc la undeva unul de ce să zic, vreo 10 grade. Da, mai este, mai este o metodă, mi-am adus aminte de o metodă pe care o zicea cineva. Ia două monede și le pune aici așa sub, în, în spatele tăișului pe, pe, muchia, pe și le sprijină ca să-și dea seama cam unde ar fi ăla e pentru vreo 10-15 grade. Cu două monede faceți cam ca 10-15 grade. dar merge, merge bine, adică față de alte pietre de tip uh, soaking, nu își pierde apa. La astea, asta e dezavantajul la cele de tip soaking. În momentul în care te pur să ascuți pe ele, apa se pierde foarte repede. Bine, și la asta se pierde, dar nu atât de repede ca la celelalte. Bun, încerc să văd dacă amba voră pe toată lungimea tăișului, da. Bun, Mă pot, mă pot, muta pe cealaltă parte. Punem și apă, stai, să șterg și să vi-l arăt un pic, nu știu dacă se vede mare lucru, dar așa cât de cât. Deci dintr-o mie, eu zic că tăișul chiar arată bine. Bun, cealaltă parte. Bine la, la luciu, Asta, e, asta vă spun și e, se aplică la orice piatră. Încercați să folosiți cât mai mult din suprafața pietrei, pentru că pietrele, de orice firmă ar fi ele, oricât de tare ar fi ele, este inerent, ele se vor toci. Este un lucru care se întâmplă tot timpul, nu, nu aveți ce să-i faci. Și atunci dacă folosiți uh, toată, toată suprafața pietrei, ele se vor toci, nu neapărat, ele se vor toci, să zicem, mai uniform și atunci, în momentul în care trebuie să le îndreptați, nu veți va avea atât de lucru la îndreptare. Insist un pic la vârf, pentru că zona asta, din câte am observat eu când tai, zona asta e cea pe care o folosesc cel mai mult și vreau să fiu sigur că, că am întors bavura, că tăișul în zona respectivă este, este foarte, foarte bun. Bun. Să văd dacă am... Este bavur. Bun. Acum vom folosi niște mișcări de dute vino. Să încercăm să dăm bavura de pe o parte pe alta ca să scăpăm de ea, cum s-ar zice. Și Cam 20 de, de treceri de tipul ăsta. după cum vedeți slării care a rezultat este ușor roșiatic, deci piatra e relativ, e medie ca și consistență, nu e foarte dură, nu e foarte, să zicem, foarte moale. Bun, să vedem cum arată tăișul acum. Eu zic că merge bine. Chiar de pe, de pe 1000, dacă acum trag pe strop, ar fi, ar fi ok pentru, pentru, să zicem, pentru o ascuțire de zi cu zi. Dar eu vreau să folosesc un pic și, și partea de 3000, să văd cum, cum, se mișcă și partea aceea. Bun. Așa. Asta un pic nu-mi place la pietrele combinate. E că da, să văd. Nu, nu, se mai vede. În momentul ascuțirii e, e foarte, foarte, foarte probabil ca să contaminați partea fină cu particule de pe, de pe partea mai dură. Așa că în momentul în care treceți pe cealaltă parte, curățați bine, bine, bine piatra și umeziți-o ca să îndepărtați particulele mai, să zicem, mai dure de pe partea de 1000 din, în cazul de față. Bun. Uh, marker. stai să luăm pe la roșu. Vom face exact același lucru pe partea de 3000. Ce să zic eu? 20-30 de treceri pe o parte. Uh, nu neapărat că le număr, ci vreau să fie cât mai. Nu-l paseam Da, acum, da, la ascuțire, acum o simt. Asta că e mai fină. Se simte. Mă uh, uit să văd dacă face slării. Nu face slării, dar despre deosebire de partea de 1000, asta se încarcă. Vedeți? Se încarcă pe piatră. Avem o bavură fină, fină, fină nu pe toată suprafața cuțitului, așa că mai insistăm un pic în partea din față. Nu, 10. Bun, ne mutăm pe cealaltă parte, să vedem. Baură, baură, bavură, Nu prea am aici. Bine, cu cât vă mutați în, spre pietre mai fine, e tot mai greu să, să simțiți bavura. Mai insistăm, nu, prea nu. Totuși nu îmi dau seama dacă o am sau nu. Așa că, că ca să fiu sigur, ha 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 am făcut o cacofonie, râdeți, râdeți! Dar nu, nu pot să stau serios. Chiar și când fac un lucru serios, mie îmi place să mai fac o glumă, mai trece timpul altfel. Dacă stăm numai supărați și încrâncenați, nu e bine. Da, eu zic că e suficient pe partea asta. Da, bavură, 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 bavură! Bun, am simțit bavura. Ne mutăm pe cealaltă parte. Vom face același lucru până vom simți bavura. Undeva, ce să zic eu, eu am în spate ce, vreo 3-4 mm în spatele, în spatele cuțitului. N-am neapărat o tehnică. Mă mai uit la Burfaction. Ăsta e un tip asiatic, un... Uh, care cred că stă în America el. Vorbește foarte bine engleza, deci bănuiesc că, că stă în America. Și el are tehnica, odată ce începe el, începe așa. Uh, push -pull. Tehnica push -pull. Care mie nu prea îmi pace, pentru că nu prea am control ce îmi place mie pe push pull e să pun cuțitul un pic mai într-o parte și să o fac așa. Ca să, ca să mai... Ca să am o suprafață, o, suprafață mai mare a tăișului de contact, pentru că dacă am așa, am contact, ce să zic eu, 5 cm, dacă stau cu cuțitul așa, am deja 7, 7 cm. După aceea mai folosește mișcări din astea, nu știu cum se numesc, trailing edge, ba da, mi-am adus aminte, cred că se numesc trailing edge, în care mergi pe toată lungimea tăișului, din față până în spate, din față, E, uite, am zis că nu vorbesc despre tehnică și vorbesc de tehnică. Nu, mă scuzați. nu se mai duple. Așa. Și după aceea, după ce, după ce termină o parte, și el și eu, după aceea se mute la mișcări alternative, cum ați văzut și pe partea roșie, de pe partea pe altă. Care am făcut asta? Hai să vedem unde am bavură. Băi, n-am bavură trebuie să mai insistăm. Punem un picuță de apă. Dar, după cum v-am spus, piatra se încarcă, dar o să vă arăt o șmecherie pe care o fac eu ca să curăț pietrele. De fiecare dată, chiar vorbeam cu un prieten, vă mai spun unele chestii, așa când mai ascuțim, că deja de acum nu mai am ce să vă mai spun despre ascuțire, vedeți ce fac. Dacă vreți să știți mai multe, mă mai întrebați. Da, da, și pun și piatra într-o parte, mai ales pe partea asta când fac, pentru că mi-e mai, mult mai confortabil. Bun, vorbeam cu un prieten. El mi-a zis că și-a lăsat un Aniva Superstone de 12.000. Deci asta, asta e, nu e, și el era disperat, deci asta nu e, ce am auzit eu, m-a contactat și mi-a zis, băi, ce fac, băi, am lăsat piatra un Aniva Superstone de 12.000, din de 10 mm, am lăsat-o în apă peste noapte și a doua zi s-a strâmbat, ce fac cu ea acum, zic, ah, leu, zic, ai beștelit-o rău, scumpere alta. Zice, stai că cer ceva. Și ce a făcut el? A luat o bucată de sticlă, nea groasă, a pus piatra peste sticlă și peste piatră a pus un lighean cu apă de 10 litri și că până a doua zi și-a revenit piatra. Bun, am bavură undeva pe jumătatea asta. Și de asta vă spun, și asta e ziceam, bă, el mă întreba, băi, dar ai mai pățit așa vreodată, zic, mă, n-am pățit niciodată, pentru că ce se întâmplă la mine, după ce ascult și îmi fac o o obligație din chestia asta, eu, eu curăț pietrele. Uite și asta am folosit-o și am curățat-o. Bine, ea era mult mai mult de decât decât înainte. Asta e curățată. Să vă mai arăt alta pe care o am aici. Și asta pe care v-am arătat-o, vedeți, e curățată. Bine, cât se poate de curată, că ele nu iasă niciodată super, super perfect. Mai aveam una pe aici să vă arăt, dar nu pe care am folosit-o. Uite și asta naturală. Pe asta naturală am folosit-o la ultimul brici. Vedeți și astea sunt. Eu le curăț de fiecare dată. Foarte fină, foarte fin. Așa, ce facem, Ascuțeam, băi, dar mă pierd în detalii. Bun, să vedem. Bavură, bavură, nu prea avem aici, dar la vârf avem. Bun, mai insistăm un pic, punem un pic de apă, mai discutăm, ne mai distrăm, 25 de minute. Mamă ce, o să mă înjurați, că durează mult. Hai să ne grăbim un pic. Da, și asta mai, mai văzusem și la perfection, și asta fac și eu. Vedeți cum pun degetele. Sunt foarte mulți care pun aici degetele la scuțire. Da, e... Îți dă un control, să zicem, mai bun al, al dar e, eu zic că e prea periculos, mult prea aproape de tăiș. Și eu țin degetele undeva mijloc sau spre spatele, spre spatele cuțitului. Și ca să păstrezi unul constant, apăs cu degetele astea pe cuțit și cu mâna asta încerc să, să tensionez invers. Și atunci, tensionând dintr-o parte cu dreapta, tensionând în sus cu stânga, apăsând pe cuțit, mențin un unghi, să zicem, relativ constant. Mai ales la mișcarea asta, cuțitul e permanent în tensiune și reușesc să mențin un unghi relativ constant, zic eu. Bun. Gata. Avem bavură peste tot. Hai să ne apucăm de mișcări alternative. și punem mâna pe tăiș. Nu mi se pare super ascuțit comparativ cu alte ascuțiri. Dar probabil că mai avem și bavura pe, pe tăiș. Gura lui cum cum mi se mai zice, prin popor. foarte, foarte multă atenție să acordați la apă, să fiți sigur tot timpul că există apă pe, pe piatră, baltă de apă, totdeauna, totdeauna, mai ales la pietrele de apă, totdeauna trebuie să fie baltă pe, pe pietre, pentru că ele așa lucrează cu apă, cu apă îndepărtează, apă ajută la un fel de lubrifiere și îndepărtează toate, toate să zicem, toate deșeurile era să zic, dar nu sunt deșeuri, toată pilitura de, de, fier efectiv și lasă, lasă piatra să lucreze, să, să mănânce din material. 17, 18, 19, 20. Hai să vedem cum se simte acum tăișul. Bă, nu se simte rău. Simt, se simte bine. Asta e bine cu. Și nici am stropuit încă pe piatră. Da, se mișcă bine uh, piatra. Bun, acum facem mișcări de stropuire, adică invers față de cum am făcut până acum. Uh. Ce facem cu chestia asta? Dacă nu avem strop de piele, asta ne ajută să în mai îndepărtăm din bavura care s-a format pe tăișul cuțitului. V-am mai arăta și alte metode în alte filme de improvizat un strop din carton sau din pfl efectiv. Dar v-am arătat și cum să vă construiți un strop. Așa că dacă căutați prin firmele mele, găsiți și cum să vă construiți simplu un strop dacă aveți o bucată de, de zi de piele și o bucată de lemn, un dublu adeziv un dublu adeziv un dublu, adresiv, un dublu și se face strop. Da. Tai bine. Tai bine doar din piatră. Sunt tare curios dacă tai părul. Fără strop. Bă, la gață. Da, mă, uite-l tai. Bă, l-a tăiat. Uite acolo, uite acolo. Hai ha. să stingem pe asta ca să se vede mai bine. Da, uite, por. Deci, Piatra se mișcă bine, bine, mai trece, trece cuțetul și pe strop, că nu se poate așa să-l să trecem fără strop. Uh, un pic zgârie la piele, e normal, pentru că asta face stropul, îndepărtează, îndepărtează, uite să vă mai arăt încă o piatră pe care eu o folosesc. Mai mică de tirolit, vedeți? Asta e partea, pe care o folosesc, tot timpul o curț. O să vă arăt imediat și cum curăț asta, dar întâi de tot să o dăm da, aici, o băgăm în apă, așa, ștergem suportul. Foarte important, pentru că e apă, pe fiecare dată când terminați de ascuțit, e bine să vă faceți și, și curățenie. Uite că mi-am găsit cârpa, era aruncat în gunoi, probabil că mi-a căzut în gunoi. Așa, bun. Bun. Cool. Uh, strop. Facem să dăm pe strop și după ce vă arăt și cum curs piatra și nu a trecut mult. Ca jumătate de oră. A, așa durează filmele mele o jumătate de oră. Uh, Mi-a că într-un film. Zice, mă, dar tu ai mai mult pe strop, cuțetul pe strop, decât pe piatră. Nu am apucat să-i răspund în scris, dar răspund acum. E adevărat ce zici. Pare că am ascuțit pe strop mai mult decât pe piatră, dar dacă nu ascuțeam pe piatră ceea ce fac pe strop, nu reușeam să fac. Deci, ideea cu stropul e că vă, vă dă acel, un finisaj foarte bun al tăișului. Acum, mai există niște, să zicem, niște apăra metode, dar vreau să zic, cuțitul taie hârtia mult mai bine în poziția asta decât în poziția asta. Vedeți? Da. Bun, s-a bine. Place la mine. Bun, hai să văd pe piele acum cum se simte. Dar se simte mult mai bine. Taie foarte, foarte, foarte bine părul. Stau și mă gândesc, pentru că ce s-a întâmplat. V-am spus că piatra asta am mai avut-o în trecut. Uh, nu m-a impresionat foarte mult. Să zicem, bine, eram și la început uh, ascuțiri, Vreau să ascut cuțite de rindea și dălți pentru că eu cu aia am început și să zic, păi nu mi-a plăcut așa mult și am vândut-o. Acum am prins-o de la cineva, am cumpărat-o din nou, tocmai în ideea de a face un film pe, pe YouTube și de a o vinde din nou. Dar să putea să nu mai vând. Bine, atunci am vândut-o pentru că eu și m-am așteptat să, să, nu fie, să nu fie de tip soaking, adică să fie splash and go, doar să pun apă pe ea și să, și să ascult. Acum Între timp am învățat și cu, și cu pietrele de tip soaking și chiar îmi plac unele dintre ele. Asta a scuțit bine. S-a scuțit, scuțit, foarte bine cuțitul. Da. S-ar putea să nu mai vând. S-ar putea să văd. Nu știu. Pentru că am, cred că, am vreo 40-50 de, de, pietre. Ale mele. Uite acum o să pun niște poze cu, cu pietrele mele. Așa, ați văzut colecția mea, care sunt pietrele mele personale, nu de vânzare. Mai am de vânzare, cred că încă pe atâtea. Mai cumpăr, mai vând, mai... Na, asta e, îmi plac. Îmi, pac, îmi plac, pietrele de ascuțit. Toată lumea zice, bă, dar mai vindești tu din pietrele și ia-ți un cuțit ca lumea. Dar nu trebuie cuțit ca lumea, mi-e -mi trebuie pietre de ascuțit. lăsați mă în pace, nu vreau cuțit, îmi vreau pietre de ascuțit. Da. <laughs> îmi plac, da. îmi plac pietrele de ascuțit. Mă, entuz mă entuziasmez foarte mult de ele. Și îmi place să ascult cuțite. Nu, nu, sunt, nu, le folosesc decât la bucătărie cuțitele. Într-o zi o să vă prezint și niște bricege de ale mele pe care le am eu. Nimic, nimic complicat, nimic scump. În general, să zicem lucruri mai, mai ieftine. Bun, cam atât pentru astăzi. Să nu uitați cele... Da, m-am aplicat sub masă, probabil nu m-ați auzit foarte bine, așa că repet din nou. Să nu uitați cele patru lucruri pe care vi le spun la sfârșitul fiecărui film. Ha, n-am curățat piatra. Uite, mă. Bun. Haideți să vă arăt cum curăț eu piatra de, de ascutir. Am o... Am o bucățică. De fapt, două bucățele. Una, am avut o piatră din asta de tip pentru sistem de tip Edge Pro care mi s-a rupt și am salvat pietrele astea și ia uitați acum. Da, să scot din apă că nu se vede așa bine. O să facem jumătate, o să o curățăm, jumătate nu. Uitați ce frumos a curățat. Și mai am încă, stați să vă arăt, mai am, mai am, mai am, unde am pus-o, uite aici. Mai am una din asta, o piatră, granulație 4000, pe care o am la vânzare, care se poate folosi și asta la ca și, ca în și agura de curățare, dar se poate folosi și, la, și la, pentru pietrele care au nevoie să creați slări la ele. Uitați ce frumos a curățat. Deci de fiecare dată, după fiecare ascuțire, Pietrele le curăț și de aia, adică în filmele mele când le vedeți, eu nu le pregătesc special pentru filme. Eu de fiecare dată, după fiecare ascuțire, eu le curăț. Eu le curăț pentru că mie nu-mi place ca pietrele să stea, să stea murdare. Nu-mi place. Și așa că trec de câteva ori cu... cu... la gura aceasta, și pietrele mele sunt curate. O pun la uscat. De obicei le pun așa la uscat. Merg să usucă cel mai bine. Pun sub, sub, ea aici așa și aici așa șurubelnițe, creioane, chestii ce mai am ca să o țină un pic, un pic ridicată și pe partea de jos. Sau doar o, o singură șurubelniță în partea de sus. Să steau un un colț mai ridicat. Și astfel în, le țin cam două zile astea de tip soaking Stone. Se usucă în două, în două zile. Neapărat să le lăsați la uscat pentru că dacă ele le băgați în vreo cutie de, de plastic sau ceva, ele vor mirosi. O să prindă miros, o să prindă mucegai. Asta e un dezavantaj cu pietrele de ascuțit de tip A. Apă. Am și de tip uh, ulei. Asta e o piatră oașita. Hai că nu mă mai lungesc cu filmul ăsta. O să vorbim despre ea în... Uh, în alte filme. Așa, bun. Eu încheiem. cele patru lucruri care vi le repet. Patru. Subscribe, cropoțel, like și coment. Oricare dintre ele mă ajută foarte mult să crească canalul meu și să fie recomandat de către YouTube. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, lăsați-mi un coment. Dacă nu v-a plăcut, din nou lăsați-mi un coment. că na. Dacă îmi place comentul, chiar dacă e negativ, o să-l las. Dacă mă jurați, vă dați seama că o să-l șterg. <laughs> și Până data viitoare, vă doresc o zi bună!